Vreau să mă refer la câteva aspecte. Ieri, în cadrul ședinței operative, am vorbit despre proiectele propuse în cadrul ședinței de guvern la ultima sută de metri și vreau să vă spun încă o dată că proiectele care nu au fost avizate și nu au trecut expertiza corespunzătoare, deci nu vor fi acceptate până când nu sunt toate avizele, până când nu sunt toate comentariile de la toți colegii care trebuie să vizeze aceste inițiative. Aici mă refer inclusiv și la analiza impactului de reglementare. Deci eu cred că toți colegii trebuie să poată să studieze și să aibă timp destul pentru a studia documentele. Calitatea este foarte importantă.